Steaua București continuă seria succeselor în Superliga masculină de polo. Joi și vineri, în bazinul din complexul sportiv Steaua, echipa pregătită de Aurelian Georgescu și Răzvan Cristescu a obținut două victorii în fața celor de la CSM Oradea. După 9-5 în primul joc, în meciul al doilea, roșii-albaștri au trecut la limită de rivalii din Ardeal, scor 9-8. Victorie conturată și datorită paradelor lui Marius Țic. 9-5 și 9-8, două victorii cu CSM Oradea. Care sunt primele concluzii? După părerea mea, puteam să jucăm mult mai bine aceste meciuri. Dacă stăm să analizăm partidele aceste două față de cele de anul trecut, părerea mea este că nivelul nostru a fost mai scăzut decât în toate meciurile de anul trecut. O pun și pe seama faptului că suntem în acest sezon înscriși în grupele principale ale Ligii Campionilor și aceste meciuri ne consumă mai mult din energie. Nu este o scuză pentru prestația noastră. Trebuie să arătăm în fiecare meci că suntem campionii României și sper să jucăm mai bine în următoarele meciuri cu ei. V-au surprins cu ceva cei de la Oradea? Mai multă energie decât ne-am fi așteptat din partea lor. Au venit destul de pregătiți, s-au mișcat foarte mult, în special în primul meci când a absentat Silvian Colodorosi, centrul lor principal. În meciul de azi a fost identic, doar că l-au avut și pe el în componență și acest lucru s-a simțit în apărarea noastră. În disputa de astăzi, semnalul revenirii l-a dat Tudor Fulea, cel care a marcat 4 goluri în cele două întâlniri cu CSM Oradea. În meciul 2, golul tău a dat semnalul revenirii Stelei. Ai avut emoții la acea aruncare? Numai, deja oboseam, notam sus-jos, sus-jos și am zis nu, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să marcăm neapărat, trebuie să arătăm că sunt campionii României neapărat. Pe 1 decembrie urmează un nou joc în Liga Campionilor. Cum vezi această întâlnire? Este un meci foarte greu, dar noi nu avem emoții și vrem să simțim că ei joacă la noi acasă și să se lupte ca să câștige. Miercuri, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, de la ora 20, Steaua București va evolua din nou pe teren propriu în grupele Ligii Campionilor. Adversarea echipei noastre va fi echipa Jug Adriatic din Croația.